Un piculeț a zdruncinat mers cu gaze naturale, iarăși, Da. opinia publică, în weekend, și ne-a anunțat că moldovenii plătesc acum un preț cu peste 5 lei mai mare la fiecare metru cub de Da. gaz decât prețul real. Dumneavoastră ați prezentat informația precum că, deci, compania Energocomu Da. a câștigat o licitație organizată de fabrica de sticlă. Da, companie de întreprindere de stat. Just, oferind aproximativ. Nu aproximativ, dar 6 lei 20 de bani fără TVA, 6,80 cu TVA inclus. Deci Energocomul vinde gazele către Moldova Gaz, care ajunge la noi. Și oamenii, 740 de mii de persoane fizice achită 14 lei 40 de bani gaz de la aceeași companie, dumneavoastră înțelegeți? Ok. Și tot aceeași companie vine la alții cu 6,80. Deci, iarăși, la noi se întâmplă piață paralelă. Fix așa cum a fost când am explodat țara în 22, da? 23. 23. Da, în 23. Când, atunci ce a spus guvernarea? Păi nu, ca cei care vindeau cu 12-14 lei, așa erau privați care aduc gaz puțin. Și de atât aveau preț mai mic. Și pe perioadă foarte scurt. Acum, dar Moldova Gaz, ea dă un preț stabil și Energocomul o găsit cele mai potrivite soluții împreună cu Spânul și cu toți oamenii lui. Și deci oamenii achitau 29 de lei, vă aduceți aminte? Și cineva achita 12-14 lei. Dar acum vine recent, în data de 4, deci Energocomul, aceeași companii de stat care au creat-o aici, nu depindem de gazul rusesc, de șantajul Moscovei, a Kremlinului și așa mai departe, aceeași companii vinde gaz cu 6,80, cu TVA inclus, și oamenii cu 14,40. Și domnul Parikov ne spune că la anul nou, până la sfârșitul anului, putem să ieftinim gazul până la 10 lei. Băi, băieți, voi acum vânzând gaz întreprinderii fabrica de sticlă din Moldova, cu 6,80, voi demonstrați că astăzi cu 6,80 trebuie să primească gaz și cetățeanul. Poate e vorba doar de o companie. E vorba doar de o companie, doar de fabrica asta? Da, domnul Gonța, dar licitația a fost acum vineri, nu o lună urmă, nu trei, și au participat 5 agenți economici, companie fiecare de la Moldova Gaz, trei companii private și Energocom de cel mai bun preț. Dumneavoastră înțelegeți că în prețul ăsta de 6,80 cu TVA inclus, deci asta nu e o binefacere. Ei au dat preț mai bun decât companiile private, care au vrut și ei să vândă gaz la fabrica de sticlă. Dar poate trebuie să susținem business-ul, de asta le dăm Domnul șase. Gonța, eu n-am spus, Doamne ferește, că businessul nu trebuie susținut. Întrebarea constă în altceva. Că nu poate aceeași companie care se laudă că a găsit gaz în jur de 300 de euro mai ieftin pe la Gazprom și așa mai departe, să vândă cuiva 6,80 cu 340 de euro, 1000 de metri cub, și cetățenilor se vândă cu 500-550, înțelegeți? Adică către Moldova Gaz. Eu, în general, nu mai înțeleg pentru ce există ei. Poate să dai voie și la întreprinderii Moldova Gaz cumpere gaz de la bursă, nu neapărat de la Gazprom. Dar, încă o dată, nu, asta e abuz total, domnul Gonța. Aici, toți cei care. Eu am vorbit ieri cu cei de la privat, de la stat, scrinat. Это беспредел. Era vorba. Dar cine e această fabrică de sticlă? Este o companie de stat, mă rog, are un director, am înțeles, omul Spânul, din ce și-a spus, dar nu contează, e omul Spânul, lui Dodon, ori Sfântul Duh. Nu poate aceeași companie de stat să vândă cuiva la preț dublu. Deci, iarăși, deși la noi tot timp suferă 740 de mii de oameni persoane fizice, lumea simplă. Domnul Gonță, astăzi, da, îi poate spune că, oricum, și eu vă confirm, astăzi nu poți să le dai la oameni gazul cu 6,40, că e presiune înaltă, visoca davlenie. Dar presiunea medie scăzută, srednie niscă davlenie, am calculat cu specialiști încă o dată, cu specialiști de la Energocom, apropo. Că am vorbit și cu Energocom și cu Moldova Gaz, dați-mi prețul real care ați trebuit și bă, dacă nu-s combinați. Ei mi-au dat 9,20 cu TVA inclus, cu toate cheltuielile. 9 lei 20 pentru persoane fizice. Asta la ziua de azi. La ziua de azi, da. Păi domnul Paleocu, ministrul a zis că. Până la sfârșitul anului.
A, deci oamenii trebuie să achit iar prețul dublu până doamna Sandu iese în campanie și devine grijulie față de cetățeni și se ieftinește gazul la 9,20. Dar măcar Gonța, atunci. Dar dacă nu ridicam eu scandalul, tot domnul Parlicov și toți experții galbeni de la presa galbenă, noi ne spuneau de la televizor că la sfârșitul anului sunt premieze că îți pregăteau atunci pentru locale. Da. Să ieftinim gazul. O ieșit usată, o explodat tema, i-am prins în capcană, într-o săptămână de zile erau nevoiți. Domnul Gonță, deci acum ori cetățenii se ridică și mergem împreună la Energo.com să le dăm la Popăneaț, sau oamenii lasă achite, dacă nu-i doare că achită practic preț dublu, este dreptul cetățenilor. Eu sigur nu pot să-i impun pe cetățenii să nu achite. Cu toate astea, la cea ieșire publică, ați mers un piculesc cam prea departe, zice lumea, că ați acuzat-o chiar pe șefa statului nostru, doamna Maia Sandu, că este la curent cu schemele de procurare a acestui gaz. Ea ce treabă are cu gazul ăsta? Ia? Fabrica de sticlă și cu nu știu ce. Energo.com-ul, și nu doar Energo.com-ul, și alte întreprinderi de stat, și alți miniștri, și unii deputați, de mai multe ori au fost ținta atacurilor, și nu doar atacurilor din partea opoziției. Dar haideți să ne aducem aminte. Situația cu gazul, care am prezentat-o clar, dar ei dacă erau drept, de ce așa răbde atunci la 29 de lei, la 18? Dar de ce Comisia Parlamentară a confirmat, când a ieșit jos, când îngropau păcura de la termoelectrică, și tot grosul ieșe, că noi știm care turna Kremlinul, i-a dat video lusată din 2015 și mai departe. Așa. Tot ziarul de gardă, domnul Gonță. Nu putem numi presă de opoziție. Au făcut investigații și au demonstrat că 300 de dolari la o tonă de păcură rămâne undeva pe conturile unor companii intermediare dubioase. Deci dacă doamna Sandu îi protejează pe tot cei care oricum sunt membrii echipii dumneiei, și nu contează care e deputat, care e ministru, care e dominator, care e subdominator și așa mai departe, ea este responsabilă, dar cine e responsabil? Dacă dumneiei ieșe, atunci doar cum a făcut? Ca să stângă cumva pojarul, cum zic moldovenii, ce a făcut? Nu l-a inclus pe spânul în guvernul recent, corect? Primul l-a întors pe spânul. Și nu numai l-a întors, dar și acum l-a pus șef de campanie. Adică acum, oficial spânul să ocupe cu campanie și ține de referendum, mergem sau nu mergem, nu e. Dar neoficial, sarcina lui principală este să organizeze lucrul staff, adică să-i organizeze doamnei președinte campanie electorală. Неплох. Ну, я наверное, шам путерничили ку газу, ку верно, а это треба экзекутиву, парламенту и контрол. Да не стрину синтез лайн патруни, треба кува сва компортац. Ну, ворог фрубат. Я как журналистка, когда у меня вастры, начинает исполнять, кну, да пьешь, ну, хай. Ну, да исполняю хорошо. Сань, нормально исполняет Гонц? Încă ceva despre gazele naturale. Ce e cu gazul ăsta? Noi așa de fericit am fost când presa ne-a anunțat că iată cum am adus gaz din America cu vaporul. Da. Preț secret. Preț secret. Domnul Gonț, uitați-vă. Imaginați-vă o secundă că era preț azi ieftin și bun. Domnul Gonț, din fiecare holodilnic, din fiecare televizor de eșec, bravo, oameni buni, uitați-vă, gazul e 300. Ei l-au adus din America cu 260. Închipuți și acolo, dacă e secret. Închipuți doar și acolo. Domnul Gonța, în secret, când e tot bine și curat, nu este temei de a ține secrete. Înțelegi cum? Dar la noi nu știi secretele se deconspiră, că cum am intrat, că au fost ilegalități cu procurarea păcurii. Ai văzut, da? O săptămână trecută. Au intrat serviciile pește dărși. Nu, dar aveți dumneavoastră sursă. Chiar n-ați auzit nicio cifră a acestui preț secret? N-am dovedit să mă ocup. Dar eu și contractul scot. L-am scos eu pe acela care era cu ștampilă de cei fermecat. De acolo am respect față de statul acela și... Dar mai discutăm. Căruci, domnul Gonță, dumneavoastră înțelegeți că eu mă ușesc singur.
Мне вас травец в ушей звезди поможете, человек патр. Да еще я уж кукац вовами не крусинца лезет. Ну, реушеш физик, спринг крест от инфо. Плюс Дон Гонс. Doamna Sandu are un instrument ca SIS-ul. De ce e important pentru mine cetățenii să înțeleagă? Chiar dacă ești președinte, spre exemplu, fără majoritate parlamentară, da? Guvern numit de altcineva, de aia repet. Noastră înțelegeți că SIS-ul trebuie să-i raporteze domniei zilnic ce se întâmplă. Ce treabă are SIS cu gazul? SIS se ocupă de război hibrid. Короче, lasă, это не știi cum, последний год работы. По тем названиям и в том количестве, и в том виде, как пусть. Ultima este gaz natural. Ce ai cu ședința de judecată atunci când a solicitat revizuirea tarifelor cu data anterioară? Domn Gonță, problema e большая. De ce? Deci noi am trecut tot procedura într-o dată. Cum o să fac presiuni pe judecător? Oare dai greu? Adică să se pronunță judecătorul contra cetățenilor, că noi avem toată baza juridică probată, da? Am și eu făcut ei. Ei dacă o scăpat judecat, da? Mă refer, o scăpat, nu trimis nici reprezentantul guvernului. Короче, nu-i interesant. Noi doar am trecut tot și am așteptat pe data de 29 să fie pronunțată decizia. Da. Am înțeles cu... Iarăși, așa spun ei, că judecătorii trebuie să iasă la lucru încă lunea trecută. Nu-i dau voie să iasă de pe foaia de bal. Eu dus balet de-a cânta. Eu nu vreau să cred în asta, dar îți dai seama că nu poți fi pe foaia de boală, Doamne ferește, când ești o lună, două, adică ceva grav. Știți? Eu, pur și simplu, vreau să le spun celor din pas, băi, dați-i voie judecătorului să-mi sănătoșească. Că-i de-am rulesc cu sănătatea, tu înțelegi?